Bine v-am regăsit de pe București Mall, unde am venit cu o mașină super, super specială, care acum este pornită. Aceasta este prezentarea noastră pentru Mercedes-Benz EQC în versiunea specială de echipare numită 1886. Primul SUV electric Mercedes-Benz și cea mai nouă mașină electrică Mercedes-Benz disponibilă chiar acum în România. Prezentarea în Super Speed la Pro TV este săptămâna cealaltă, săptămâna viitoare, și pregătim și un test comparativ, un super test comparativ între EQC, E-Pace și e-tron. O să fie foarte tare. Bun. Construit pe platforma GLC-ului cu elemente tehnice de GLC și de clasa C, EQC este foarte asemănător ca dimensiuni cu SUV-ul GLC. Seamănă pe alocuri, dar are multe elemente diferite față de acesta. Ceea ce vedeți aici, acest LED care se continuă, pornește din stânga spre dreapta și unește farurile. Nu avem o continuitate perfectă a lui, dar aceasta este poziția. Așa arată mașina pe poziții și seara, desigur, când se aprinde automat farurile full LED, se aprinde și banda aceasta LED luminoasă ce unește cele două blocuri optice. Este o continuare a limbajului de design folosit în spate. O să ajungem imediat în partea din spate, unde avem o soluție de design ce seamănă foarte mult cu ce oferă Porsche și Audi, și o să vedeți imediat la ce mă refer. Uite stopurile, așa stau ele aprinse pe poziție sau când sunt farurile aprinse cu totul. EQC 400 este dat, este cifra dată de puterea mașinii. Avem de fapt 408 cai, două motoare electrice, tracțiune integrală, formatic de aici și inscripția, un font ce este folosit doar pe mașinile EQC de la Mercedes. Jantele acestea pe 20 cu acest design special vin pe echiparea 1886. Linia geamurilor în dreptul montantului spate este diferită. Evident, avem o formă specială pentru spoilerul spate. Acoperă foarte bine elementele de aici, de sub caroserie. Nu puteți spune că asta este o imitație de evacuare, pentru că este efectiv un element decorativ și nu ai de la distanță niciun fel de impresie că asta ar vrea să imite o evacuare. Din punct de vedere practic, avem un portbagaj de 500 de litri. Avem și product placement-ul aici. Îl scot imediat și vă arăt portbagajul. 500 de litri. Asta este. Găsiți o calculație pentru un EQC de bază în descrierea acestui video, calculație de leasing de la partenerii noștri, și rețineți că prin programul Rabla Plus puteți să cumulați ecotichetul cu cel al unei Rable și aveți o reducere la o mașină electrică achiziționată de la un producător înscris în program.
o mașină electrică mai accesibilă cu 11.000 de euro. Cumulând cele două etichete, Rabla și Ecotichetul, aveți aproape 11.000 de euro discount. Calculația este pentru prețul fără TVA al unei versiuni de bază de EQC și din aceasta ar trebui să scadeți ecotichetul. Bun, o să-l dăm pe domnul Puf la o parte și o să mergem la interior. Atenție, ceea ce vedeți este versiunea 1886, echiparea specială de lansare. Avem un material nou pentru modelele Mercedes, un fel de textil plastic cusut cu fir contrastant gros, sistem Ondio Burmester, scaune încălzite spate și acest rose gold ce completează niște finisaje pur și simplu fantastice. Nu pot să comentez foarte multe din punct de vedere al finisajelor. 100.000 de euro cât costă lejer un EQC sunt justificați de finisaje. Hai să vedem și designul bordului, care este o combinație de A-Class cu GLC și avem și elemente noi și diferite față de orice alt model al mărcii. Și pe bord avem acest material super spectaculos, un textil foarte plăcut și interesant la atingere, îmbinări fantastice, după cum puteți vedea, și iată și lucrătura de la gurile de ventilație. Aici avem aluminiu natur, acest element care practic unește lateralele mașinii și se continuă și pe uși. Iată, arată excelent și se simte excelent la atingere. Comenzile pentru scaune sunt și ele amplasate pe ușă. Și încă o dată, trebuie să mergeți la un showroom și să vedeți ce finisaje și ce lucrătură este în primul SUV electric de serie mare de la Mercedes-Benz. Volanul nu are nimic special, iar instrumentarul de bord, tableta uriașă și sistemul MBUX sunt practic copy-paste de pe modelele compacte. Nu avem dimensiunea mare de pe GLE19 sau de pe GLS, ci avem această unitate de pe clasa A, de exemplu. Poți să încarci mașina la curent alternativ cu maxim 7,4 kWh, caz în care bateria de 80 de kWh se va încărca undeva în 11 ore, sau mașina are și super încărcare, încărcare rapidă, poți să o încarci cu până la puteri de 110 kWh, caz în care în jumătate de oră se umple aproape 80%. Doar că prize de 100 de kW sau mai puternice în România nu prea există. Există însă prizele de 50 de kW și acolo teoretic în 2 ore și puțin poți să încarci full mașina asta. Autonomia este dată la peste 400 de kilometri în ciclu WLTP și desigur asta rămâne să vedeți cât consumă de fapt și cum se comportă mașina în materialul comparativ cu e-tron și e-pace, Audi și Jaguar versus Mercedes, pe care îl pregătim zilele astea și în vreo 2 săptămâni jumate îl vedeți în exclusivitate pe ProTV. Bun.
Mașina este acum gata să ruleze. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Frânarea regenerativă se poate selecta oricând tăria frânării regenerative din aceste două padele pe care în mod normal le-ai folosi pentru schimbarea treptelor de viteză. Dacă trecem mașina în drive și apăsăm padela cu minus, o să vedeți un D auto acolo, adică frânarea regenerativă se face în mod automat în funcție de stilul de condus, și dacă apăsăm de mai multe ori putem să selectăm gradul, tăria cu care se recuperează energia de la frânare. D minus minus este cea mai agresivă frânare de motor, cu ghilimelele de rigoare, atenție, pe care poate să aibă această mașină. Din păcate, nu se poate activa acea opțiune prin care mașina rulează singură în drive, ca orice automată, și practic poți să o conduci one pedal, doar apăsând accelerația și ridicând-o când intră, moment în care intră frânarea regenerativă, dar la un moment dat, când se apropie de zero, mașina o să meargă singură și trebuie totuși să frânezi tu și să o oprești. Avem, desigur, și celebrele moduri de condus, Mercedes, individualul pe care îl faci tu ca motor, ca direcție și ca intervenție SP, Sport, Comfort, Eco și Maximum Range, adică teoretic așa ai putea să faci lejer 400 de kilometri cu mașina. Discuția este atât de amplă legată de autonomia mașinilor electrice actuale. Repet, pregătim un test comparativ cu cele 3 SUV-uri premium pe care poți să le cumperi acum oficial în România și care beneficiază, repet, de senzaționalul program Rabla din țara noastră. Și acolo o să vă spunem exact cât și cum consumă fiecare. Ca o primă informație acum, iată, avem aproape plină bateria, avem 93% baterie și putem să facem 310 km, am făcut vreo 30, în principiu faci fără nicio problemă cu EQC 350 de km în regim de condus oraș și cu frânarea regenerativă la maxim. Mașina este foarte rapidă, la fel o să vedeți în Super Spila Pro TV, deși merge cu doar 180 de km la oră viteză maximă, ea nu a fost gândită ca tu să mergi cu ea pe Nürburgring sau orice altă aberație de genul ăsta, ci să mergi cu ea în mod normal, zi de zi, ca și cum ai merge cu un GLC, să zicem benzină sau diesel, doar că cu 0-100 în 5 secunde, acest EQC este fantastic și, repet, abia aștept să vedeți materialul de pe Pro TV ca să vedeți cum se mișcă dinamic mașina asta. Cheia, puteau și ei să-ți ofere o cheie ceva mai interesantă la cât plătești pe mașina asta. Bun. Am să vă mai arăt acum ceva foarte interesant. Bordul este ridicat datorită față de un GLC normal, datorită acestei zone care vine aici și se prelungește frumos în partea aceasta a șoferului sau a pasagerului și apoi în spate se continuă foarte frumos zona asta înaltă a bordului. Doar că ia uite, acea înălțare a bordului și a ușilor a însemnat crearea acestei zone, practic fața de ușă vine aici sus și în partea de jos, partea superioară a portierei este prea scurtă pentru noua înălțime a interiorului. Asta este destul de aiurea și
se vede banda aceea neagră care la un GLC normal nu există. Repet, aici este fața ușii, aici se termină ușa, în partea de sus rezultă asta. Bun, comentați cum vi se pare EQC-ul lui Mercedes-Benz, dacă pentru voi, vreau să-mi spuneți, dacă pentru voi, dacă ați avea 100.000 de euro de dat pe o mașină, ce v-ați lua? V-ați lua o mașină electrică sau ce mașină electrică v-ați lua la 100.000 de euro și dacă v-ați lua cu 100.000 de euro chiar și cu ajutorul de la stat, chiar și cu acest incentiv pe care îl oferă fantastic statul român, v-ați cumpăra un SUV Mercedes-Benz care să meargă 350 de kilometri cu un plin de baterie în oraș? Și mai sunt curios dacă voi v-ați încumetat, de exemplu, să plecați cu mașina asta de la București la Constanța, să zicem. Așa în fiecare weekend, dar de la București la satul mare. Ați plecat cu mașina asta? Epoca electricelor abia începe, noi suntem aici să vă prezentăm cum nu o face nimeni în România și, repet, urmează un super comparativ în Super Speed la ProTV, exclusiv pe ProTV în 2 săptămâni. Până atunci, dați-ne like, dați-ne follow, apăsați acel mic clopoțel care vă anunță când postăm ceva nou, pentru că avem foarte, foarte multe noutăți în perioada asta. Dați un follow pe Instagram @CostinGiurgea și unul @Bratudor. Și ne vedem curând cu un nou walkaround cu un super SUV ce abia sosește zilele astea în România.